Declarații siropoase și împăciuitoare la depunerea listei comune a candidaților pentru europarlamentare PNL-PSD, Mihai Tudose a subliniat că Rareș Bogdan, citez, n-a mai venit cu chiloții peste pantaloni. Asta e declarația care rămâne în urma ceremoniei de astăzi. Rareș Bogdan a amintit că PSD și PNL s-au aliat pentru că extremismul își arată colții în România. I-am văzut umăr la umăr pe Gabriela Firea, Maria Grapini, Mihai Tudose, Rareș Bogdan și trebuie să recunoaștem că e o distribuție care părea imposibil de amestecat acum câțiva ani, chiar și în studiourile de la Hollywood. Haideți să vedem unele dintre cele mai interesante replici din cadrul acestei ceremonii. Apoi, ni se alătură în direct Rareș Bogdan. Vom vorbi și cu cel care îi se opune, fiului lui Piedone în sectorul 5, contracandidatul din partea USR. Și pentru că tot vorbim despre Piedone, în momentele astea Piedone își face intrarea triumfală la sala Palatului, acolo unde e anunțată ceremonia sa de lansare cu mii de oameni. De fapt, PUSL își lansează deopotrivă candidații la locale și europarlamentare în cadrul unui eveniment la sala Palatului. Ne întoarcem la listele comune PSD-PNL depuse astăzi la Biroul Electoral Central. Înaintea unui moment simbolic, nu puteau jurnaliștii să rateze faptul că liderii coaliției s-au întrunit în această dimineață la sediul fostului USL. Ați auzit bine, USL-ul lui Crin și Ponta de pe vremuri. Urmărim cele mai interesante imagini de astăzi de la BEC. Domnule Tudose, cum este să stați pe afiș de campanie cu un domn despre care spuneați că poartă chiloții peste pantaloni? De-a lungul... După cum vedeți, nu-i mai are. Vom lucra împreună, fiindcă eu sunt convins, stimată doamnă, stimați colegi, că nici domnul Rareș Bogdan nu va rata nicio ocazie, dar cu umor, că noi nu ne-am jignit până la urmă. E o figură de stil cu Superman. Apreciat-o chiar și domnul Rareș Bogdan, m-a sunat după aia și a zis, bă, genială, să văd cum scap de ea acum. Și așa este, da? Rareș. Da? Am mai spus-o, ia apanajul nostru, suntem și prieteni, am lucrat împreună, ne-am și taxat când am avut impresia că am greșit, fiindcă nu e așa, Uniunea s-a făcut astăzi, practic s-a oficializat, ne-am armonizat, dacă unul dintre noi o să creadă că celălalt, hai să spunem că nu respectă drumul drept indicat de partide, de lideri și așa mai departe, îl va taxa pe celălalt, eu sunt convins de asta și face parte din farmecul vieții. Dar e o critică constructivă. Dar după cum vedeți, e îmbrăcat în costum regulamentar. Asta a rămas, este faza cea mai memorabilă. Îi mulțumesc domnului Alexandru Dimitriu, este candidatul USR la primăria sectorului 5. Bună ziua, bine ați venit, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Îl salut și mulțumesc domnului Felix Cosma de la PSD. Bună ziua, domnule Cosma, vă mulțumesc și dumneavoastră. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. În scurt timp, reprezentantul PNL, noi îl așteptăm pe Rareș Bogdan, încercăm să intrăm în direct cu domnia sa. Cred că la sala Palatului se intonează ceva imnul, că toată lumea are mâna la inimă, acolo unde Piedone își lansează candidatura, se lansează și lista de candidați la europarlamentare din partea PUSL. Bun, ne întoarcem la evenimentul de astăzi. După cum vedeți, este un sfârșit de săptămână foarte încărcat în România. Domnule Cosma, prima întrebare e pentru dumneavoastră, pentru că, sigur, a fost interesant să vedem ce s-a întâmplat astăzi la Biroul Electoral Central, să ascultăm glumele, mii secvențe de stand-up comedy, inevitabilul moment în care Tudose e întrebat de ce a zis că Rareș Bogdan își pune chiloții peste pantaloni. Am auzit și răspunsurile lor, mai mult sau mai puțin inspirate. Dincolo de pacea asta de la centru, înțelegem că în teritoriu se vorbește despre agresiuni fără precedent, asta spune domnul Roman, Florin Roman de la PNL. V-am auzit și pe dumneavoastră în urmă cu puțin timp la un alt post de televiziune vorbind despre agresiunile pe care domnul Ilie Bolojan le exercită asupra Partidului Social Democrat. Cum vă împăcați cu toată situația asta? Reiteram niște momente trăite pe care și eu ca și coleg în filială cu colegii mei de la Bihor Primari și în alte filiale din județe le trăim în această discuție și în coaliție și în această, hai să-i spunem, conjunctură.
Făceam referire la faptul că probabil domnul Roman era nemulțumit de faptul că o serie de primare au trecut la PSD și am amintit faptul că au trecut și de la PSD la PNL. Poate nu s-au mai regăsit, poate unele proiecte nu au avut susținerea pentru unele proiecte așa cum au crezut dânsii că trebuie să facă și atunci au fost niște decizii. Ce spuneam eu legat de Bihor este legat de faptul că și noi am fost nemulțumiți de modul cum s-au împărțit banii de la Consiliul Județean către primarii PSD, că s-a făcut clar o discriminare dându-se mai mult către cei de la PNL, dar asta nu înseamnă că ne ridicăm fustele în cap și automat spunem că coaliția nu funcționează. E o discuție și de principii și de idei diferite, dar ca idee, coaliția la nivel guvernamental funcționează, oferim într-adevăr stabilitate, e, cred eu, cel mai important. Și încă un lucru care vreau să-l subliniez, ceea ce s-a întâmplat astăzi mi se pare că este o etapă normală și care trebuie să se întâmple la orice partid sau alianță politică, nu mă refer neapărat la actul în sine de depunere, ci la acest mod de a explica oamenilor că într-adevăr vrem binele lor și că funcționăm pentru acest lucru. Nu e o conjunctură în care, nu știu, domnul Tudose sau domnul Rares Bogdan sau mai știu eu care să ajungă în Parlamentul European. Regăsim la altă alianță acest lucru unde unii au dorit să salveze și atunci au făcut lucrurile de așa manieră. Păi nu, că despre nu, Tudose și Rares Bogdan sunt deja în Parlamentul European. Dacă e să ne punem întrebări, ne întrebăm cum e cu doamna Grapini. Doamna Grapini e membră PNL sau PSD? Eu nu știu să fie... Păi și cum candidează atunci? În jurul doamnei Grapini. Acum este o discuție legată într-adevăr de profesionalism? Nu. Vă întreb tehnic. Pentru a candida, cred, domnule Dimitriu, e nevoie să fii membru de partid. Unui partid din alianță, da. De aceea vă întrebam. Nu era o filosofie, nu era de principii? S-a înscris Maria Grapini la PNL sau la PSD? Cred că va trebui să refacem legătura cu domnul Felix Cosma. Vă spuneam între timp, la sala Palatului din București, totul blocat, mii de oameni adunați acolo pentru evenimentul dedicat lansării candidaturii lui Cristian Popescu Piedone. Așadar, cine s-a aștepta ca Piedone să se retragă din cursă, s-a înșelat. Piedone nu s-a retras, a rămas aici domnule Dimitriu și nu doar că a rămas, dar și-a exprimat și sprijinul pentru domnul Rareș Opincă, care este candidatul PSD la sectorul 2. Deci, cum vedeți această redesenare a hărții electorale în București în momentul ăsta? Eu văd în felul următor. Văd cum un grup care se comportă în stil mafios, și am toate argumentele aici, mi-asum această afirmație, cel patronat de Piedone, încearcă să își ducă caracatița și să-și o ramifice. Și acum, să vorbim despre sprijinul pentru Rareș Opincă. Rareș Opincă a fost city managerul lui Daniel Florea și știm foarte bine câte fostul primar de la sectorul 5. Și iar în momentul în care domnul Piedone a plecat în concediu fără plată la pușcărie, a venit înapoi domnul Opincă tot ca city manager. E normal că acolo a continuat toate ticăloșiile pe care le-a făcut domnul Piedone și acum normal că îl susține. Adică nu e nimic anormal din perspectiva lor. Doi la mână, haideți să... Acum, azi a ieșit în presă cum domnul Piedone a dat sute de milioane de lei către o firmă a unui condamnat penal pentru paza din școli și din parcuri, cele din sectorul 5. Deci, asta încearcă să facă. În momentul în care tu spui cu seninătate că îmi pare rău că n-am mai mulți copii să-i pun la toate sectoarele, adică eu nu știu în ce univers trăim să poți să ajungi să spui așa ceva. În care are 40% în sondaje și lumea pare că apreciază. Asta îi se pare dumnealui, pentru că, repet, n-ai cum să prind bucureștenii. V-am mai întrebat, dumneavoastră faceți muncă de teren așa cum se face, mă, normal, în campanie electorală. Oamenii din sectorul 5 chiar așa i-au ridicat o statuie lui Piedone? Eu vă spun singur, în sectorul 5, eu am strâns 1000 de semnături în ultimele 4 săptămâni. Vorbesc cu oameni, dar nu sunt strâns de semnături, cu față cu omul pe stradă, luat și discutat. Oamenii îl apreciază pe Nicușor Dan mai mult decât acum 4 ani, că am făcut campanie și acum 4 ani, am cum ce să compar. Deci sondajele care apar pe piață sunt unele mincinoase și vă spun și din perspectiva faptului că le avem și noi pe ale noastre, dar din rațiuni tactice nu le dăm, pentru că sondajele sunt instrumente de lucru în campanie, nu ca să păcălești electoratul și să spui, uite, gata, e închisă lupta, ca să spun așa. Trei la mână, mai spun ceva. Ok, îți iubești copilul, orice părinte își iubește foarte mult copilul. Măi, dar un simț al penibilului trebuie să te oprească, să-l lași să candideze la o astfel de funcție în condițiile în care fiul domnului Piedone nu a făcut nimic în viața lui. În afară de faptul că a fost și el condamnat alături de tatăl lui
pentru că și-au dat contracte când era la sectorul 4, adică Piedone, tatăl i-a dat lui Piedone fiul contracte, lucru care a fost sancționat din punct de vedere penal. E adevărat, fără pușcărie, a fost cu suspendare. Dar există această condamnare. Haideți să vedem activitatea lui Piedone Junior în Parlament. Un minut și 30 de secunde. Asta a fost toată activitatea unui parlamentar. Păi, pe cei de la PSD pare că nu-i deranjează toată povestea asta. Nu știu că e, spun asta pentru că e pe listele PSD-ului. Domnule Cosma, vă întrebam puțin mai devreme dacă doamna Grapini, pe care am văzut-o umăr la umăr lângă Rareș Bogdan, Gabriela Firea, Mihai Tudose, este membră la PNL sau la PSD? Da, nu v-am auzit o perioadă. Sper că ați prins toată ideea cu ce v-am răspuns. Da, am spus că nu știu dacă este membru. Eu nu am datele acestea și spuneam de asemenea că avem colegi de valoare pe acea listă și mă mândream cu Victor Negrescu și cu ceilalți colegi. Da, dar nu despre Negrescu v-am întrebat. Vă întrebam o chestiune care nu are legătură cu mândria și cu emoția, ci cu legea. Ca să candidezi pe listele unui partid, trebuie să fii membru al unui partid. Probabil că dânsa a făcut adeziune. Nu știu să vă răspund această întrebare. Vă spun sincer că nu sunt din organizația de la București. Probabil este înscris aici. Chiar nu știu să vă răspund acest lucru. Dar într-adevăr am văzut și eu prezența doamnei. Chiar nu știu acest lucru. Sigur că da. Am văzut-o cu toții. Domnule Cosma, vedem că domnul Piedone nu s-a retras din cursă, așa cum anticipau colegii dumneavoastră de la PSD. Am stat de vorbă de-a lungul săptămânilor cu anumiți colegi care spuneau: o să vedeți, Piedone se va retrage. Noi am făcut niște servicii pentru el, spunea, nici nu mai știu cine, un coleg de-al dumneavoastră de la PSD, sper să-mi amintesc numele, și el se va retrage, Zetea, că ne încurcă. Nu, domnul Zetea, altcineva, deci mai multă lume spunea chestia asta. Nu s-a retras Piedone, vă încurcă? Am auzit și eu această discuție cu retragerea și la urma urmei e o decizie care probabil o ia pe USL-ul dacă o ia sau domnul Piedone, dacă stăm să ne gândim la chestiunea asta. Păi nu mai interesează nu faptul... e nimic. Acum când noi vorbim, mine... Piedone la sala Palatului cu lansarea candidaturii. Pe mine mă interesează faptul că noi suntem foarte serioși și mă refer aici ca și, coaliție și am lansat candidatul așa cum am promis. Sigur, cu discuțiile de rigoare pe care le-am avut și negocierile între cele două partide, nu am ieșit nici ca și cei de la AUR să anunțăm un candidat și după aceea să spunem: stați că se mai lansează unul pe turnată, dar stați că de fapt ne avem trei variante și o să-i susținem pe toți trei. E de-a dreptul penibil ce au făcut ieri cu lansarea sau nelansarea sau nu știu, cu propunerea venită din partea domnului Guș. A fost o întreagă discuție ieri legată de domnule, vrea stați că îl condiționează pe Simeon. Adică noi nu ne jucăm cu chestiuni de genul ăsta. Am promis electoratului din București că venim cu o propunere, am venit cu o propunere care, din punctul meu de vedere, este cea mai bună în momentul de față ca variantă pentru bucureșteni. Sigur, fiecare dintre colegii din partide își susțin candidatul lor și noi îl avem pe domnul Cârstoiu, cu care ne mândrim și eu cred că va face o treabă bună la primăria generală. Deci, ca urmare, lucrurile din punctul nostru de vedere merg înainte. Este deci mai și dumneavoastră ați auzit la un moment dat că se retrage Piedone. Se retrage sau nu domnul Piedone. Eu am mai spus un lucru și poate va rămâne undeva, dacă nu eu mi-asum chestiunea asta. Da. Domnul Piedone a făcut o treabă bună la sectorul 5 și cred că va face și pe viitor la sectorul 5 tot o treabă bună în următorul mandat. Da, și fiul său va face tot așa o treabă bună tot la sectorul 5, credeți? Nu știu ce va face fiul domnului. Acolo e o mare cumetrie, familie, toate se dau pe nepoți, pe veri, pe mătuși, pe unchi. Și atunci cum a făcut o treabă bună, domnule Cosma? Vă contraziceți. Spuneam ca și primar, în sensul că a ieșit, s-a întâlnit cu lumea și a făcut treaba ca primar de sector, așa pare. Acum, eu sper că, nu sper, sunt convins că va continua probabil la sectorul 5. Cu toți, cu nepoții, deci cu deci considerați că se retrage. Ok. Ce să se mai retragă? Dom'le, povestea asta cu retrasul e foarte interesant, că e în această campanie, există instituția candidatului care se va retrage. Toată lumea ne spune, veți vedea, nu vor sta lucrurile așa, ceva se va întâmpla. Piedone n-are de gând să se retragă, vedem, și pentru asta e de apreciat. Omul e consecvent, cel puțin la capitolul ăsta, a zis, eu nu mă retrag, eu rămân aici. Acum, domnule Dimitriu, spuneați mai devreme că există un nou scandal la primăria sectorului 5, legat de niște contracte, că pe noi, până la urmă, asta ne interesează. Follow the money, urmărirea banilor, unde merg, ce riscuri sunt, ce fac instituțiile statului. La secretarul general al PUSL, un contract de vreo 100 de milioane pentru pază școli și parcuri. Da? Deci noi e pasta dăm banii. Avem un buget în care
majoritatea banilor se duc pe salarii. Povestea asta e în controlul curții de conturi, ceea ce nu, este un nou standard de presă care a apărut. Dar asta de fapt e o continuare a ce a făcut înainte, pentru că imediat ce a ajuns în primărie, a împărțit în două, parte pentru grupul PSD, au avut jumătate din pază și pe o altă parte a venit el cu firma prin interpus. Acum a rezolvat-o, fiind certat și cu PSD că nu au vrut să îl susțină, iată că s-a întâmplat lucrul ăsta. Aș vrea să punctez un pic apropo de ce se întâmplă cu această alianță. Mie mi se pare că putem spune acum PSD și PNL. Mi se pare că putem spune acum oficial că domnul Tudose este o femeie independentă care s-a realizat vedere profesional. Haideți să fim serioși, acum începem iarăși cu noi la mână. Cred că este mai bărbat decât mulți bărbați din USR. Haideți să fim serioși. Haideți să mergem. O femeie, haideți pe bune acum. Tot oficial, mi se pare că putem spune foarte clar, tot oficial putem să spunem că dacă votezi cu PNL, primești PSD. Asta e oficial, că tocmai sunt împreună. Iar oficial, această alianță de stabilitate și dezvoltare, eu sunt de acord cu sloganul ăsta. Stabilitate, ne-am stabilizat la cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, deci asta servește alianța, iar dezvoltarea, și aici sunt de acord cu cuvântul ăsta, s-au dezvoltat atât de mult taxele și impozitele și s-au majorat, încât de acord asta primim. Stabilitate pe cea mai mare inflație, dezvoltarea taxelor și impozitelor. Asta ne servesc cei de la PSD și PNL. Deci avem oficial lucrurile astea. Domnule Cosma, haideți, contraziceți-mă acum. Eu nu vreau să vă contrazic, vreau doar să vă spun că și dumneavoastră ați făcut o alianță de același gen cu niște persoane pe care noi nu le-am zinit. E problema dumneavoastră că vreți să mergeți cu PMP-ul și cu Forța Dreptei, cu domnul Orban, care a vândut la bucată ce s-a putut vinde alături de dumneavoastră într-un an, 8 luni, cât a stat la guvernare cu ei. Haideți cu niște proiecte, veniți cu ceva. Avem program de guvernare pentru europarlamentare. Avem program de guvernare pentru București. Avem program de guvernare pentru fiecare sector în parte. Dumneavoastră ați numit un primar la primăria Capitalei cu scopul de a-l bate pe Nicușor Dan, care n-are absolut niciun program. Nu ați prezentat programul pentru europarlamentare nici acum. Nu ați prezentat proiectele și programul de guvernare pentru niciun sector. Păi noi venim cu programe pentru că noi suntem oameni care am învățat la timpul lor, nu ca marea majoritate a celor din PSD și PNL cu facultăți la 40 de ani și cu bacul la 35. Eu noi știm să facem lucruri, știm să facem proiecte de țară, proiecte de sector, de campanie pentru oameni. Tocmai dumneavoastră știți doar să faceți politică din aceea grobiană. E foarte simplu. Nu mă refer punctual la dumneavoastră. Campania nu a început. Este timp să pregătim și să și promovăm și să arătăm bucureștinilor proiectele cu care colegii mei... Păi, dumneavoastră mi-a spus că nu venim cu proiecte. Domnul Cosma, serios acum, numai puțin. Domnul Cosma, la sfârșitul acestei săptămâni, cu tot respectul pentru acest medic respectabil, un om competent în domeniul său, tot ce a știut staful de campanie al PNL-PSD să facă a fost să-l plimbe cu metrou. L-a plimbat cu metrou și dându-le apă la moară celor care alimentează teza că cineva își bate joc de medicul Cârstoiu în această campanie. Au apărut pe surse informații că medicul zice, simte, resimte că n-are suficient sprijin și că ar fi vrut să se retragă. A ieșit domnul Ciolacu și ne-a zis că nu e așa. Dar toată povestea asta cu metrou, de ce are nevoie un om care are o meserie onorabilă, respectabilă, care are o carieră lungă în spate, să-l tot plimbați de colo-colo cu metrou? Dar nu e un lucru rău să mergi cu metrou, să știți că... Păi da, e bine să mergi cu metrou, chiar să-l folosești. Lăsați-mă și pe mine să vorbesc, dacă doriți să faceți o emisiune singur, intrați dumneavoastră, dacă nu haideți să vorbim. Și eu merg, nu văd o problemă. Acum, credeți-mă, dacă te plimba într-o mașină care poate era mai scumpă... Unde mergeți dumneavoastră cu metrou, domnul Cosma, unde? Sau cu ce-o fi fost, ascultați-mă puțin, sau cu... Păi uitați, nașii mei, de exemplu, stau în drumul Taberei. Am avut nenumărate ori când am mers la ei și am mers cu metrou. Nu văd o problemă în chestia asta. Haideți să fim serioși. Din alt punct de vedere, dacă era cu o mașină, nu știu, ziceți dumneavoastră ce marcă... Păi e că omul are un BMW X6, are un Cadillac, adică le are deja. Păi era o problemă dacă era într-o mașină după aceea care are nu știu ce valoare. Faptul că... Dar de ce ascundeți lucrurile astea? Domnul Cosma, mai puțin. Și a vrut să prezinte o idee legată de faptul că... Domnul, n-a zis nimeni că medicul Cătălin Cârstoiu este un om care n-are mașini și n-are bani. Doar două secunde.
doar două secunde. Faptul că a vrut să promoveze o idee legată de transportul în comun și că se gândește să dezvolte acele proiecte sub o formă sau alta și de fapt să continue ce a făcut Gabriela Firea în mandatul în care a fost la primărie, nu e un lucru rău. Sigur că se poate interpreta, domnule, l-a plimbat cu metrou. Nu l-a plimbat nimeni cu metrou, a fost alegerea... Da, asta cum... Ce legătură între metrou și Gabriela Firea, că m-ați pierdut? Păi, au fost proiecte care pe perioada Gabrielei Firea s-au dezvoltat. Mă refeream la cele de infrastructură. La metrou? Nu, cu metrou, domnule, hai să rămânem la metrou. Ce a făcut Gabriela Firea? Am zis în general... Absolut respectabilă și domnia fost, ei. Ce a făcut pentru metrou? A mai fost discuția legată de faptul că, domnule, Nicușor Dan acum a dotat transportul public cu tot felul de autobuze și cu nebunii. Făcea referire la faptul că sunt proiecte care au fost începute pe mandatul Gabrielei Firea, la modul general, nu neapărat legat de metrou. Ideea de infrastructură, că asta a fost de fapt discuția cu domnul Cârstoiu și asta a încercat să spună, că se gândește și a dat și niște exemple, cel de la Răzoare și așa mai departe, în care se gândea la un sistem mai integrat, zic eu, da, eu asta am înțeles, în care transportul public pentru bucureșteni să-l dezvolte, avea o idee. Nu văd o problemă. Dar am mai fost discuția legată de faptul că... sector o parte din Răzoare. Am mai fost discuția aceea legată de faptul că a fost cu copilul în parc. Păi și ce dacă a fost cu copilul în parc? Nu, dar spuneți și mie despre Răzoare. Nu l-am obligat să-i facem un PR. Nu suntem ca cei de la USR sau de la AUR care își fac PR din chestia asta, cum zicea ieri. Domnule, George Simion e cel mai bun PR-ist că l-a lansat pe gușă la candidatură și de fapt nu l-a lansat și că adică să ne înțelegem. Nu știu pe cine, stați că ne-a suat prea repede, că noi pe asta cu domnul Gușă n-am văzut-o oficială pe nicăieri, a ieșit el, a zis că vrea să candideze. Nu mă rog, acum eu v-am dat un exemplu, nu... Da, adică vedeți că nici măcar nu încercăm să înțelegem ce se întâmplă în partea cealaltă, dar încercăm să înțelegem ce e cu PNL și PSD, că sunt partidele mari, sunt la guvernare. De-aia ne aplecăm atenția asupra dumneavoastră mai mult decât asupra partidului AUR. Ăia nici n-au candidat, nici nu știu cu cine să vină. De ce să discutăm despre ei? Asta spuneam și eu, aici vă dau dreptate. Dar, da, repet încă o dată, din punctul meu de vedere, domnul Cârstoie, îmi cer scuze, întrunește toate calitățile pentru a fi un bun manager și de capitală, dacă e să o luăm așa. Nu văd o problemă legată de faptul că dânsul candidează. Și cu atât mai mult legat cine de faptul că este un om normal la urma urmei. Mie mi se pare o persoană normală ca noi toți, care merge și cu metrou, merge și cu mașina, în situațiile în care, mă rog, le are. Nu e ceva ieșit din comun. Domnule Cosma, a zis ceva de Răzoare, care o propunere pentru Răzoare. Vreau și eu să știu că jumătate din zona Răzoare este în sectorul 5 și mă interesează foarte mult. Se uită mult. Lume și din afara cartierului Răzoare la noi, A dat un exemplu legat de, cred că, și nu vreau să greșesc, că eu nu sunt un expert acum în traficul din București, așa. A dat un exemplu legat, cred că, de transportul de suprafață. Chiar nu știu exact, dar am reținut zona. Domnul Cosma, vă întrerup pentru că este în legătură cu noi domnul Rareș Bogdan, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună ziua, domnule Rareș Bogdan, mulțumesc că sunteți alături de noi. Sărut mâna, doamna Chiriaz, bună ziua tuturor telespectatorilor de 1 TV și distinșilor invitați, bună ziua. O ceremonie de lansare interesantă și cu momente delicate peste care ați încercat și dumneavoastră și ceilalți să treceți cu abilitatea unor oameni de comunicare. Sigur că toate televiziunile probabil veți vedea în buclă momentul ăla cu domnul Tudose, care vorbește despre trimiterile la Superman. Încercăm să trecem peste ele, să discutăm despre chestiunile serioase. Au fost întrebări aici, nu e cea mai ardentă chestiune, dar pentru că tot s-a discutat despre această distribuție pe care am văzut-o, care ar fi părut greu de amestecat. Dumneavoastră, Mihai Tudose, Maria Grapini. Doamna Grapini e membră PNL sau PSD? Dacă ne puteți lămuri asta, v-am mulțumit. Cred că e PSD, e lista PNL până la numărul 10, este Rareș Bogdan, Dan Motreanu, Adina Vălean, Daniel Buda, Sigrid Mureșan, Ghiță Falcă, Mircea Hava, Virgil Popescu, Alexandru Muraru, Mara Mareș. Deci pe lista noastră de 10, asta înseamnă că este pe lista Partidului Social Democrat, pe lista comună e pe poziția 10 și face parte dintre cele 5 din 20 persoane eligibile de pe lista celor două partide. Deci ne-a slămurit doamna Grapini pe lista PSD. V-am văzut de asemenea în afișele acelea din zona Craiovei, alături de doamna Gheorghiuța Vasilescu, de domnul Manda, candidat la europarlamentare. Vor fi astfel de afișe cu dumneavoastră și domnul Tudose peste tot în țară sau era la atitudinea primarilor?
Vă rog. Nu. A fost o inițiativă locală, inițiativă a celor din PSD local. Nu este o linie de campanie. Vor fi mesaje comune de campanie legat de stabilitatea României, legat de atragerea de fonduri, legat de ce vrem să facem la Bruxelles, de această echipă națională pe care o reprezentăm la Bruxelles, cei 17-21 de europarlamentari pe care ni dorim acolo de pe această listă, adică minim 17, eu cred că putem obține spre 19-20 după redistribuire, să vedem votul românilor, dar nu există un panotaj cu imagini în care liderii PNL și PSD să apară în orașe, deoarece în orașe noi în 3100, peste 3100 de unități administrative editoriale din 3241 ne batem și uneori ne batem ca în 7 păcate, adică suntem într-o concurență de idei, de proiecte, de platforme, de lideri, prezentăm liste separate, deci sunt sub 150 de localități unde sunt liste comune, părerea mea că chiar mai puține, cele mai cunoscute fiind Bucureștiu, Timișoara, Timișu, respectiv sectoarele Bucureștiului. Încă nu am hotărât dacă mergem pe listă comună nici la Satu Mare, nici la Mureș. Încă n-am hotărât dacă se merge pe listă comună decât la orașul Brașov, nu și la județul Brașov. Nu știm dacă se merge pe listă comună la Bacău. Cam astea ar fi momentul ăsta. În rest, gândiți-vă că la Iași e o concurență acerbă. La Constanța e o concurență acerbă. Fiecare prezintă candidații. Adică, ca să nu există confuzie, în comunele, în orășelele din România, ca să nu există niciun fel de confuzie, lideri reprezentativi pentru cele două partide, cu foarte mare notorietate, cu profilare puternică, pe cum sunt eu la PNL sau Dan Motreanu, cum e Gabriela Firea sau Mihai Tudose la PSD, nu vor apărea în mașină. Acum, sigur, voi veți vedea afișe, eu am trimis poze probabil în 300 și ceva, au trimis echipa mea de localități din România, unde liberalii, primari sau candidați la primar sau la Consiliul Județean, doresc neapărat să facă poze și afișe cu mine. Pentru că în cercetările lor sociologice le-a apărut că sunt un lider liberal cu încredere mare în rândul alegătorilor liberali și vor să se lipească de această chestiune, de această imagine. Același lucru s-a întâmplat și altor lideri, nu doar mie. Nu am avut încă cerere de la primari PSD care să-mi solicite să apar pe listă, pe afiș cu domnia sa. Ceea ce s-a întâmplat la Craiova e o chestiune izolată, este o inițiativă locală, iar acolo e o chestiune specială, pentru că domnul Manda este în primii 10 pe lista comună de europarlamentari, domnul Tudose e pe listă, practic doamna Olguța Vasilescu, care are o notorietate și o încredere foarte mare acolo, au considerat domniile lor că fiind pe această listă poate aduce un plus pentru. Dar ca să nu existe confuzie, având în vedere că PNL are candidat pe domnul Giugea la primăria din Craiova, respectiv președinte, la președinția Consiliului Județean pe domnul Ștefan Stoica, nu vor exista afișe sau pliante. E o chestiune izolată la Craiova. Domnul Felix Cosma de la PSD, care este încă alături de noi, cred, vorbea despre caznele prin care trece PSD-ul lângă Ilie Bolojan, care le face zilefipte. Cu mult respect pentru domnia sa, pot să spun despre caznele prin care trece PNL-ul la Galați sau la Brăila sau la Dolj sau la Slatina, adică caznele acolo unde PNL e foarte puternic, în cele 17-18 fiecuri PNL, sunt probabil 10-12 unde colaborarea e perfectă, în rest sigur că se simte o anumită presiune a celui puternic. Situația e exact inversă în alte 20 de județe unde e puternic PSD, probabil în 8-10-12 situația e una de colaborare cât se poate de deschisă și alte 7-8 unde presiunile sunt foarte mari. Gândiți-vă totuși că 34 de ani am fost, cu excepția unui an de guvernare PD în PD-PSD, 9 luni mai precis, în 2009, și cu excepția 2 ani de funcționare a USL, deci din 34 de ani, 31 de ani am fost diferite, pe alte metereze, adică nu e simplu. Dar cert este că contextul internațional și dumneavoastră ca jurnalist specializat în politică externă, doamna Chiria, ca și cunoscătoare a coridoarelor Bruxellesului și Strasburgului foarte bine,
Știți exact de ce am făcut asta. Se vede, absorpția de fonduri europene a depășit pentru prima dată 50% acum 2 ani, acum am ajuns la 93% absorpție de bani europeni. Situația pe frontul din Ucraina, din păcate, și o spun cu tot, din tot sufletul, din păcate, este una critică, presiunea Rusiei crește în loc să scadă, iar situația internațională nu e cea mai stabilă în regiune. România avea nevoie de această conlucrare și atunci am lăsat orgoliile și eu și Mihai, amândoi avem o limbă ascuțită, amândoi avem suficientă inteligență și suficiente figuri de stil la noi ca să putem să facem un show permanent timp de 3 luni, să ținem ecranele televizoarele ocupate eu cu el. Faptul că suntem în aceeași barcă a interesului României, cred că e un lucru foarte important, pentru că până la urmă erau schimburi de replici, dar care plăceau publicului, dar aici vorbim de profunzime, vorbim de proiecte majore pentru România și asta este cheia din punctul meu de vedere. Guvernarea va fi tot PNL-PSD sau PSD-PNL, poți va elargice colegul din platou, în următorii ani. Deci asta trebuie să înțeleagă primarii, cetățenii României și de asta le solicităm acest vot pentru dezvoltarea României, pentru proiecte. România a adus 93 de miliarde de euro bani europeni și a plătit la Uniunea Europeană 26 de miliarde. Adică plusul este evident. Avem încă bani de atras din PNRR, din fonduri structurale, încă 12,4 miliarde în exercițiu anterior. Agricultorii români iau 2,1 miliarde de euro subvenția directă în agricultură. Haideți să luăm acești bani pentru dezvoltare. La Oradea, Ilie a făcut lucruri absolut admirabile. La Cluj, Emil Boc, alții din alte administrații social-democrate au făcut în localitățile pe care le conduc, sunt convins. Eu vorbesc de liberalii mei, vorbesc și de Alexe, vorbesc și de Chițac, vorbesc și de Popa. Adică e firesc că va exista un schimb de idei. Nu suntem căsătoriți, nu suntem îndrăgostiți, dar interesul României pentru a fi puternică în Europa, cred că va prima în discursul public al fiecărui lider. Rareș Bogdan, vom vedea dacă România ar putea să fie un model de coabitare, chiar și așa, contra naturii și pentru alte țări din Europa. Dar mă uit la o cercetare, un studiu calitativ realizat de IRES la comanda Fundației Germane Konrad Adenauer, pentru că vorbim despre tablou momentului aici la noi. Rezultatele acestei cercetări arată că e posibil, aici e un articol pe G4 Media, sociologul Barbu Matescu avertizează că e posibil să asistăm la o așa numită revoluție a urnelor. Adică un vot sancțiune masiv, așa s-a întâmplat, scrie Dante Pălagă, dacă nu mă înșel, la prezidențialele din 2014, la europarlamentarele din 2019, când Dragnea a pierdut puterea. Cum vi se pare analiza asta? Am citit cu mare atenție, știu întregul studiu de la Konrad Adenauer. Știu de asemenea, am citit editorialul domnului Tapalagă din G4 Media și situația este una care trebuie privită mult mai complex. Unu, Barbu Matescu este un sociolog excepțional din tânăra generație, poate unul dintre cei mai buni. Acum locuiește la Cluj, a zis că e orașul cu cea mai înaltă calitate a vieții și s-a mutat la Cluj din cauza aceasta. El nefiind clujan. Acum vă spun o chestiune. Situația e diferită. Îi spun și lui Dante Pălagă, îi spun și lui Barbu Matescu. Știu foarte bine situația din 2014, din 2009, din 2004 sau chiar din urmă cu 4 ani de zile a fost una. Situația de acum e complet diferită. Lumea, Europa trece printr-o serie de crize. Pericolul extremismului este real. La Bruxelles, unde sunt șeful delegației României, EPP, am extrem de multe contacte și îngrijorarea e profundă și în Spania, și în Italia, și în Franța, și în Olanda, și în Austria. Gândiți-vă că în Austria, Kickl, urmașul lui Haider cu FPO, are 32% în ultimul sondaj, ceva absolut abominabil. De asemenea, în AFD-ul depășește 20% în Germania, sunt landuri cu 35%. Lucruri care păreau imposibile, parcă acești demoni, acest trigoi a extremismului își arată din nou colții în Europa. Asta e unul. Doi, avem o situație pe frontul din Ucraina extrem de complicată. Sunt 6 puncte unde Rusia forțează spargerea frontului și anunță cea mai mare ofensivă, respectiv cu o calare a încă 600.000 de soldați după ce au pierdut 500.000 în războiul de 2 ani de zile din Ucraina. Ucraina rezistă eroic, dar rezistă cu greu. Statele Unite, dintr-o bătălie politică absolut indecentă între republicani și democrați, au blocat transferurile de 50 de miliarde. Noi, Europa, am ajuns de la 76 de miliarde la 81 ultimii bani dați în urmă cu 3 săptămâni
fără de care Ucraina nu rezista. Ba Medvedev, ba Putin, ba Șoigu anunță că testamentul lui Petru cel Mare trebuie pus în arenă și de asemenea Odessa este marea bătălie pe care vor să o ducă în această vară. Mariupolul consideră deja căzut, deși va trece mult și multe sute de mii de soldați ruși vor dispărea dacă vor ataca Mariupol și Odessa. Eu sper să reziste cele orașe, două orașe. Iar pericolul pentru Moldova este unul direct, și acolo sunt 3 milioane de români. Români, nu altceva. Rareș Bogdan, deci, ultima din întrebare, dacă îmi permiteți. Diferită. Românii conștientizează asta și se vede în cercetările sociologice. Nu vorbim că cineva, un partid sau altul, dorește să ocupe niște poziții guvernamentale sau să facă politici publice în România. Nu. Situația de astăzi este diferită pentru că vorbim de o țară care este țara cheie pe frontul Europei de Est, respectiv pe granița de est a Alianței Nord-Atlantice. Începutul de săptămână a fost marcat de declarația dumneavoastră legată de faptul că domnul Ciucă ar fi de departe un candidat mult mai bun la prezidențiale decât Marcel Ciolacu. Sigur, v-au întrebat jurnaliștii și azi. Vă rog. Da, e normal. Deci eu am 284.000 de membri de partid cu cotizația la zi. PSD are vreo 390 sau 410.000, nu știu. Oricum, împreună sunt 700.000 de oameni, de militanți, de activiști. Gândiți-vă că eu, când vorbesc, trebuie să le explic colegilor mei, cei 300.000 aproape, și simpatizanților noștri, și le mulțumesc pentru cele 890.000 de semnături pe care mi le-au adus în sediu pentru lista de europarlamentare, așa cum cei din PSD la rândul lor au adus același număr. Gândiți-mă, vorbim de peste 1.700.000, sunt partide care astăzi, când noi vorbim, se chinuie să facă 100.000 de semnături. La noi am dat un semnal și în 5 zile activul de partid ne-a adus 1.7 milioane de semnături. Le-am spus, băi, stop, ajung. Ca să vă dați seama de forța pe care o are armatele celor două partide. Eu sigur că îl consider pe Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal, ca un om foarte bine pregătit. Discuția despre prezidențiale o vom purta însă abia pe data de 10-11 iunie. Până atunci ne concentrăm pe locale, unde vrem să luăm peste 90% din primăriile din România, adică din 3241 vrem să luăm peste 2800 de primării și de asemenea de comune și orașe și de asemenea din 41 de președinții de consilii județene aș vrea să luăm undeva la 37-38, minim 38, eu aș vrea 39. Sincer să fiu. Adică PNL și PSD. Sigur, PNL să-și păstreze numărul, PSD, dar important este să luăm acest loc, pentru că știu ce pot să facă oamenii care conduc consilii județene, primării liberale. Știu ce au făcut pentru comunități și comunitățile știu acest lucru. De asta îi și votează pe unii de 3-4 mandate. Au schimbat fața orașelor, au schimbat fața comunităților, au adus calitatea vieții în orașele României. Cu bani europeni, nu au fugit de bani europeni, ceea ce e esențial. Mulțumesc mult, să vă las că urc în avion. Mulțumesc mult pentru intervenție. Vom avea ocazia pe parcursul acestei campanii să revenim la dumneavoastră, că vor fi multe nelămuriri. Bun, acum, domnule Dimitriu, i-ați auzit pe amândoi, ați auzit și reprezentantul PNL-ului, l-ați auzit și pe Rareș Bogdan. După momentul acesta, credeți că aceste previziuni pe care le face coaliția, vom câștiga, vom face scoruri bune, momentul e diferit, nu se mai compară cu USL-ul, sunt convingătoare? Eu vă spun că merg mult prin țară și prin prisma meseriei de avocat, acum încerc să las mai jos. Și vă spun că în fiefurile, cele mai fiefuri ale PNL, când vorbești cu oamenii, spun în felul următor. Băi, poate pe primar îl mai votez că la locale se... Dar să pun ștampila pe PNL niciodată. Adică oamenii văd, oamenii se simt păcăliți. N-ai cum în urmă cu 3 ani de zile să le spui votează cu PNL să scăpăm de PSD. Deci PNL exponentul antipesedismului, la fel cum era și USR. Numai că USR a rămas așa, împreună cu aliații săi Forța Dreptei și PMP. Și acum să vii și să spui, nu, votează-ne tot pe noi pentru că avem stabilitate. Păi, scuzați-mă, e stabilitate și în Rusia. Avem stabilitate și în Belarus. Nu vrem stabilitatea aia, sper, adică nu la asta se referă. Doi la mână, cu ce ar împieta, acum spun, dau o idee, această stabilitate, dacă ar candida separat și pe urmă ar face iar alianța dacă ar avea voturile necesare. Eu știu de ce au făcut această alianță. Le este frică celor de la PNL de un scor pe persoană fizică, pentru că dacă ar avea un scor mic cum îl și au de fapt și s-ar vedea doar scorul PNL, așa sub umbrela unei alianțe, dacă faci un 35%, zici că e de vină celălalt. Da? Și spui că tu ai avut 25%, celălalt a avut 10%, îl salvează pe Ciucă.
Ciucă și Bode. Aici e lupta lor. Și aș mai spune un lucru. Au spus că au strâns 1.500.000 de semnături. Eu întreb pe cei care se uită la noi, vă întreb și pe dumneavoastră, dar bineînțeles nu trebuie să vă neapărat să răspundeți. Ați văzut vreun PSD sau vreun penelist în stradă strângând semnături? Dumneavoastră care ieșiți în stradă să strângeți semnături. Eu vă spun, ieșind dimineață și seară în sectorul 5 și am vorbit și cu restul colegilor din țară, chiar ne întrebam, ați văzut pe... Nu. În afară de niște momente în care cu poze, cu carul de filmat să pozezi că iei semnături, nu a văzut nimeni pe nimeni. Și acum sunt două variante aici. Fie le-au luat din aparatul de stat. Să nu fie niște acuzații, adică... Păi da, să știți că în urmă cu 4 ani a fost o filmare în cadrul primăriei sectorului 5 condusă de PSD-ul Daniel Florea, în care se fabricau aceste semnături. Era fabrica de semnături. Eu vă spun doar ce s-a relatat presa. Eu vă spun că așa fac oamenii ăștia. Au baze de date și se apucă, au 1.000-2.000 de oameni care asta fac. E datoria mea, sigur. E nevoie de dovezi. Păi dovada v-am dat-o, că în urmă cu 4 ani bănuiesc că fac la fel și acum, bănuiesc. Da, domnul Piedone lansează niște atacuri în cadrul acestei serbări de lansare la adresa lui Nicu Șordan. Ești olimpic, jos pălăria, dar n-ai învățat încă unde sunt întrerupătoarele. De unde s-a prins lumina, nu în primăria capitalei pentru bucureșteni. În fine, discursul are un discurs ușor anacolutic, domnul Piedone, uneori. Dar atacurile la adresa lui Nicu Șordan, nu la adresa domnului Cârstoiu. Păi, acum, fie vorba între noi, e normal să-l ataci pe cel care este pe primul loc și cel pe care vrei să îl învingi, pentru că Nicu Șordan e cel care este pe primul loc și încearcă în felul acesta să se profileze. Dar știți care mi-e atât de... O să zic un cuvânt, doar pentru că asta simt, mi-e atât de scârbă să-i comentez vorbele domnului Piedone, care pur și simplu eu simt că dacă, Doamne ferește, printr-un complex groaznic de împrejurări ar ajunge acest om primar, Bucureștiul s-ar maneliza. Eu n-am nicio problemă cu oamenii care ascultă manele. Eu nu neg, adică tendința mea e să fiu de acord cu dumneavoastră, dar dacă nu țineți cont de niște tendințe de societate care nu sunt marginale, ele acoperă milioane de oameni. Sunt de acord. Lumea care se uită la televizor ar putea spune, dar ce are domnul Dimitriu cu manelele? Dar n-am nimic, tocmai asta am spus. De petrecere este ok, dar dacă stăm să ascultăm vorbele alea și modul în care îți pui problema, adică haide să o luăm așa, ai nevoie de un personaj care e în glumițe în continuu și mănâncă ceapă și parizer. De asta ai nevoie. Care duce tot un derizor. Exact, de asta ai nevoie la primăria capitalei, de un om care își pune toate rudele în funcții, care senin spune, dacă aș fi avut 6 copii, i-aș fi băgat pe toți în primărie. Păi n-ai cum să ai competență în felul ăsta. N-ai cum, doar pe persoană fizică, pentru că ești un personaj. Ești un personaj care de-a lungul timpului cu asta te-ai profilat. Atâta tot, competență zero. Și vă spun că sunt acolo în Consiliul Local și îl văd pe omul ăsta cum pune niște proiecte de hotărâre de Consiliu. Îi spun, vezi că e greșit aici, vezi că e ilegal aici. După o lună vine iar cu proiectul să-l rectifice și zic, tot nu e bine. Mai pune și aici, nu că vine de la USR, nu se votează. Deci avem școala Tocilescu, a intrat ca proiect de reabilitare de 5 ori în Consiliul Local. Mai sunt ploșnițe în sectorul 5, în școli? Se pare că nu. Au dat contractele alea, au sifonat banul și acum au dispărut ploșnițele, au ajuns, zic câte am înțeles, la Spitalul Universitar. Există informațiile date de prezența ploșnițelor la Spitalul Universitar. Mulțumesc foarte mult, Alexandru Dimitriu, pentru prezența dumneavoastră. Scurtă pauză și revenim. Românii cu mai multe slujbe, cu mai multe joburi, sunt luați ca țintă de Marcel Ciolacu. Impozitarea progresivă este o idee pe care premierul nu vrea să o abandoneze și vrea să o aplice celor cu venituri excepționale. Ce înseamnă asta? Cât veți plăti impozite după 1 ianuarie 2025 dacă aveți mai multe locuri de muncă? Marcel Ciolacu vorbește dincolo de festivismul lansării candidaților astăzi. Este întrebat și ce părere are despre faptul că România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Premierul spune că inflația se va diminua la sfârșitul acestui an și că asta se va simți în nivelul de trai al românilor. O declarație cel puțin surprinzătoare în condițiile în care puterea de cumpărare este grav afectată în aceste momente de această inflație record din Europa.
Discutăm despre toate, ni se va alătura de la ora 13 consultantul fiscal Gabriel Biriș. Vă aștept!